Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Dialoguri Incomode. Astăzi vorbim despre doi domni care împreună cu alți domni și cu alți viitori domni de vor vrea ei să se alinieze la demersul politic pe care acești doi domni l-au pus la cale. Ei bine, oamenii aceștia vor să facă politică cumva altfel în România. Și dacă vor să facă politică altfel în România, am zis și eu să-i întreb despre ce se întâmplă acum în România, ce au de gând și mai ales despre faptul că se întâmplă luna lui august. Ce se întâmplă în august? Dincolo de faptul că ne topim și la propriu și la figurat, că ne ardem și la propriu și la figurat, este în politică o perioadă tocmai nimerită pentru transferuri. De ce? Pentru că întotdeauna când este guvernare și nu există opoziție, întotdeauna este loc în eșichierul politic de așezare. Dacă apare o forță politică care să convingă ambele părți că trebuie să intre în dialog cu ea, atunci, din septembrie încolo, în Parlament va fi învălmășeală mare. Nu știu dacă ați înțeles foarte multe din ceea ce am spus eu acum, dar o să înțelegeți pe parcursul emisiunii. Sunt doi domni care au plecat dintr-un partid aflat la putere. Wow, veți spune! Au plecat de la Ciolan? Uite că au plecat. De ce? Pentru că nu s-au mai înțeles cu niște lideri. De ce? O să aflăm de la dânsii. Au făcut o nouă formațiune politică și acum e ca în fotbal. E intermercatul. Îl avem alături de noi pe Daniel Constantin. Este deputat, este liderul partidului Pro-România. Bine. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mai ales pentru introducerea pe care ați făcut-o. Ați sintetizat mai bine decât noi, poate, ceea ce vrem să facem. Mulțumesc. Bun. Îl prezint pe următorul invitat, luăm publicitate și plecăm acasă. Dacă am spus totul, nu, scoatem de la ei. Sintetizat. Sorin Câmpeanu, de asemenea deputat pro România, bun găsit, domnule Câmpeanu. Mulțumesc pentru invitație, bună ziua. Ambii au fost la ALDE, spuneam, au plecat de la putere și au plecat pe propriul drum politic. Și am zis, mai de ce nu, să aflăm ce se întâmplă. Pentru că în media apar tot felul de șopârle că Daniel Constantin, cu noua sa formațiune politică, alături de colegii săi, a început ce? A început vânătoarea de colegi parlamentari nemulțumiți. De fapt, niște oameni care nu se mai regăsesc cumva, nu mai rezonează nici cu ideile lui Liviu Dragnea, nici cu ideile lui Călin Popescu-Tăriceanu, nici măcar cu ideile lui Ludovic Orban, pentru că și de Orban vom vorbi astăzi, în sensul în care în Parlament este o poziție doar declarativ. Și acum, Daniel Constantin. Ați anunțat că așteptați alături de dumneavoastră, aveți în momentul de față 5 parlamentari, da? În partid. E bine 5? 5 am plecat la drum din prima zi, da. Asta e ca sergentul care a plecat de la Vaslui. Acum am și câteva observații. Nu înseamnă că introducerea n-a fost bună, a fost foarte bună, dar nu perfect. Încercăm noi să dăm informația foarte clară. A fost un moment în care, sigur, fără să mai mă raportez la trecut foarte tare, pentru că vrem să spunem ceea ce vrem să facem în continuare, în momentul în care ne-am despărțit, pentru că ideile pe care le aveam eu, domnul ministru Câmpeanu și ceilalți colegi, nu coincideau cu ceea ce își dorea domnul Tăriceanu și domnul Dragnea, pentru că era un binom, cum se spune acum, mai ales în termeni jurnalistici acolo, care încerca să controleze absolut tot, fără să fie consultat partidul. Asta a fost marea problemă. Deci o gândire diferită, nu eram pe aceeași lungime de undă, ca să spunem așa, și am hotărât că mai mult a intervenit. Știți că la un moment dat domnul Tăriceanu spunea că eu l-am șantajat atunci când am vrut să propunem oameni pentru Parlament. L-am propus pe domnul Câmpeanu, l-am propus pe domnul Durbacă de la Galați, domnul Bani și așa mai departe. Dacă dânsul consideră șantaj, așa este, am încercat să promovăm oameni de calitate. A intervenit însă un adevărat șantaj în momentul în care am avut acele discuții. Pentru că atunci eu am spus că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în partid. Domnul Tăriceanu a spus, dacă nu renunțăm la anumiți oameni, atunci sigur că intervin anumite schimbări. Oarecum m-am simțit eu șantajat, păstrez funcția de viceprim-ministru, a renunț la oameni. N-am vrut să renunț la oameni pentru o funcție de viceprim-ministru, care oricum este trecătoare, știți bine și dumneavoastră, și am plecat pe un nou drum, un drum în care dorim să nu mai facem, nu spun că n-am făcut greșeli, poate că am făcut și noi greșeli. Nu mai dorim să facem aceleași greșeli politice. Ați spus că nu scăpați așa repede. Gata, vă fac șantaj, la revedere, nu. De la ce a plecat totuși scandalul? A plecat de la așezarea unor oameni pe posturile de miniștri, de secretar de stat? De la ce nu v-ați înțeles cu domnul Tăriceanu? Au fost mult mai multe lucruri și, practic, în momentul acela au izbucnit. Plecând de la celebra ordonanță 13, în care eu, ca și lider al coaliției alături de domnul Tăriceanu, de domnul Dragnea, trebuie să aflu, cum să zic, chiar prin SMS. Eram plecat la Bruxelles când s-a dat ordonanța 13 și am aflat că a fost, nu văzusem niciodată textul până atunci.
Sigur că nu vreau să critic colegii de la momentul respectiv, dar cred că se puteau găsi alte formule și cred că toată lumea trebuia să știe, trebuia un dialog până la urmă, toți și opinia publică. Nimeni n-a reclamat neapărat fondul, erau anumite lucruri care se puteau corecta pe fond. Toți au reclamat faptul că s-a făcut peste noapte, că nu s-a discutat, că a apărut o chestiune ca și cum ar fi ascunsă. Asta a fost un... De acolo poate că au plecat foarte multe. A fost picătura care a umplut paharul sau cum? Atunci a început. Atunci a început. Nu neapărat că a început. Poate că a început în momentul în care s-a făcut guvernul. În momentul în care noi am spus că avem nevoie de un guvern care, într-adevăr, să pună în practică imensele așteptări pe care le-a creat campania electorală. De guvernul Grindeanu. Vorbesc de guvernul Grindeanu, da. Atunci noi am avut, eu, în interiorul ALDE, am avut alte opinii. Mi-aș fi dorit foarte tare ca la educație să fie domnul ministru Sorin Câmpeanu, care era fără... dat la un moment dat. Da, eu fără să fiu subiectiv aici, sunt extrem de obiectiv. Cred că a fost cel mai bun ministru al educației din ultimii ani, începuse o activitate. Nu o spun eu, și știți foarte bine, mergeți în țară. Mi-aș fi dorit foarte mult ca dânsul să fie acolo. A apărut o divergență de opinie între mine și domnul Tăriceanu, care ulterior, nu o spun eu, poate vă spune domnul Câmpeanu, a încercat să-l țină pe domnul Câmpeanu, a descoperit adevărata valoare ulterior când eu am plecat din ALDE și a încercat să-l țină pe dânsul aproape. Deci atunci poate că a început, a continuat cu ordonanța 13, a continuat cu numirile pe care domnul Tăriceanu le-a făcut pe prietenii, nepot, fiind prietenă din copilărie, oameni care nu aveau legătură cu partidul. Pentru interese proprii politice. Nu vreau să spun altele, dar interese proprii politice. Eu am catalogat zilele trecute și nu cred că greșesc sau nu cred că jignesc. Este un termen pe care îl întâlnim, din păcate, mai mult în viața civilă. Există acest termen de excroc. Ei, domnul Tăriceanu, cu ghilimele de rigoare, este un excroc politic. Ce face excrocul? Înșală. Domnul Tăriceanu și-a înșelat partenerii, și aici nu mă refer numai la mine, uitați-vă din 90 până în prezent, dacă a avut un parteneriat care a durat, și și-a înșelat și electoratul. Acum, și probabil că urmează domnul Dragnea la cuvântul în sine este unul extrem de tare. Și mă văd nevoit să le cer colegilor de regie să-l sune pe domnul Tăriceanu să zică, și cumva, despre asta. Dincolo de asta, cuvântul escroc politic mi se pare unul... surprinzător. Noi, știți ăștia... foarte bine că eu îmi controlez foarte bine cuvintele, dar aici nu cred că greșesc și nu cred că m-ați auzit pe mine, așa... nu m-ați auzit pe mine jignind, dar ăsta este un termen când cineva și înșeală și partenerul și electoratul și se pregătește probabil să înșele și un alt partener, atunci lucrurile poate deci, domnul Constantin, în urma acestui scandal, ce am văzut noi post-scandal, conform declarațiilor, da? Un șantajist, adică dumneavoastră, zice domnul Tăriceanu, și un escroc politic, adică domnul Tăriceanu, ziceți dumneavoastră. Da, eu știu că dumneavoastră și presa în general dorește foarte mult să sape aceea ce... Eu nu mai vreau să mă raportez. Am făcut această introducere, dacă vreți, pentru a vorbi despre viitor. Da, din nefericire, știți de ce? Din nefericire, spunem așa, au mai apărut tot felul de discuții. Conform cărora, până la urmă, dumneavoastră, sunteți artizanul intrării ALDE în Parlament și la guvernare, pentru că ALDE s-a construit cumva pe structura a ceea ce înseamnă Partidul Conservator. Da? Da. Mai apoi, știți cum e? Buricul tăia de două moașe e greu de întreținut, așa? Povestea asta cu copreședinții este destul de delicată, că într-o zi unul are o idee, celălalt are o idee și acum trebuie să arătați că unde-s doi români trebuie să fie un șef. Da, cam în poziție, ne-am înțeles. Din păcate, lucrurile s-au schimbat când am intrat la guvernare. La putere, nu? Asta e. Și totul a pornit de la ce? De la aranjamentul pe funcții. Nu. Haideți, a plecat de la viziunea... sigur că au fost și aceste aspecte, dar ele au fost minore. A fost vorba de viziunea pe care și eu o aveam și pe care o avea și domnul Tăriceanu vis-a-vis de actul de guvernare. S-au creat așteptări foarte mari. Nu puteam, cu oamenii pe care i-am propus, să răspundem acelor așteptări. Este cel mai rău lucru, eu am mai trăit chestiunea asta, cel mai rău lucru să creezi o așteptare imensă care a venit în urma guvernării tehnocrate. S-a făcut și această comparație, ce a însemnat guvernul Ponta, ce a însemnat guvernarea de tehnocrați. S-a creat o așteptare foarte mare prin acest raport, dar și prin ceea ce a însemnat, cum să zic, programul de guvernare. Și atunci trebuia să răspundem. Era clar, cum am început în ianuarie, că nu putem să răspundem în felul acela. Aveam viziuni diferite, am încercat să le... Vă amintiți, cred că sunteți jurnalist, cu o memorie foarte bună, că în ianuarie am propus un regulament de funcționare a coaliției de guvernare. S-a semnat pe loc, pentru că erau atunci oarecum constrânși și domnul Dragnea și domnul Tăriceanu. L-au semnat pe loc. Nu s-a aplicat niciodată. Ce se întâmplă în ziua de astăzi? Se întâlnesc săptămânal. Exact cum am propus în regulamentul respectiv. Domnule, ne întâlnim săptămânal și toate deciziile le luăm la o masă, la care să participe Sorin Grindeanu,
n-a participat la nicio, sau foarte rar, la ședințele coaliției în care se luau decizii. Dânsul prima decizie. Dar, nu e în regulă. Hai să ne întâlnim lunea. Trebuia mutarea în plic? Nu neapărat. Premierul Grindeanu? Repet, uitați-vă pe nu ne întâlneam nici noi. Erau discuții private, Dragnea Tăriceanu, în care se luau deciziile. Eu n-am putut să fiu de acord cu lucrul acesta și am cerut, prin regulamentul scris pe care l-am pus și la dispoziția presei, să ne întâlnim lunea, eu, domnul Tăriceanu, domnul Dragnea și Sorin Grindeanu, să luăm decizii și cu ceilalți lideri importanți din partid, să consultăm, cu alte cuvinte, partidele care câștigaseră alegerile. Domnule, vrem să mergem pe calea asta sau nu? Niciodată nimeni nu deține de adevărul absolut. Și dacă ne asumăm ceva, trebuie să știm cu toții ce ne asumăm. Asta a fost problema. Mă bucur că, uitați, după ce eu am plecat, probabil că oamenii și-au dat seama că nu se poate guverna așa și acum există întâlniri în fiecare luni, în fiecare săptămână, și participă și premierul și se iau decizii. Deci au ajuns până la urmă ceea ce am propus eu în ianuarie și nu s-a respectat niciodată. Bun. Da, și eu pot spune același lucru din perspectiva uneia care a intrat mult mai târziu în politică, abia dacă am puțin mai mult de un an de zile, mă așteptam la un alt mod de lucru. Asta este și explicația pentru decizia de a încerca să faci politică altfel. Mă așteptam ca în proiectele unei formațiuni politice să se reflecte proiectele unui domeniu și așteptările unui domeniu. În speță ați făcut vorbire de domeniul educației. Încă din noiembrie anul trecut, de când s-a prorogat prin ordin de ministru realizarea programe școlare pentru clasele a 5-a, a 8-a, spre exemplu, am spus că nu vor fi manuale. Și am spus, am repetat public, în toate felurile, mă așteptam să se preia această problemă odată ce s-a atras atenția. E o dovadă clară că nu au fost ascultate aceste propuneri și am ajuns în situația în care suntem în luna august, pe 11 septembrie vom vedea câte manuale avem. Era asta a fost o chestie pur tehnică. Am dat doar un exemplu. Exact, dar aveți pe 50 sport, să știți, domnul ministru. Bun. Păi nu, bă, la de sport îl avem și încă vreo 4 pe lângă el, dar nu vor fi manuale de limba română și de matematică. Am dat doar cu titlul de exemplu. Mai are acum? Deci dincolo a face de politică altfel. Consultare, așa cum spunea și domnul ministru Daniel Constantin, și ascultat profesioniștii, așteptările domeniului să se suprapună peste proiectele unei formațiuni politice, nu? Că de asta facem politică. Să rezolvăm probleme din domeniul educației, sănătății, economiei, etc. Totuși, cred mișcarea, că e loc de mai bine. A fost una surprinzătoare și spun surprinzătoare pentru că odată ce ești la putere și ești la butoane, teoretic să pleci așa și să faci o dizidență cumva, aproape sunt ucigaș politic, pentru că te uiți în spatele tău, sunt niște unii care spun noi, da, mă, vin cu tine, și când te uiți în spatele tău, ești cam singurel, bate vântul prin spate, pentru că unii vor să-și conserve ceea ce au obținut sau poate ceea ce li se promite că vor obține, având în vedere că la butoane există o anumită coaliție aflată la guvernare, ceea ce s-a și întâmplat. S-au așezat oameni pe funcții și doar cei care au avut curajul la un moment dat să cărie, să mârie împotriva unor derapaje pe care liderii politici le-au făcut, au plecat. Și mă refer la Borza, fostul dumneavoastră coleg, nu? De la ALDE. E bine, vreau să... Și eu și Remus Borza, dar să renunț la poziția de viceprim-ministru, asta e într-adevăr ceva mai deosebit. Bine, acum dacă e să mărturisesc cu Daniel Constantin, niciodată nu te aștepți la ce direcție o ia. Da, nu vorbesc politic acum, ci în general la hotărâri, așa, știi, cam, nici nu te aștepți la ce direcție o ia, că de obicei cam spune lucrurilor pe nume. Adică, la un moment dat, nu le spunea, era un politician veritabil, acum parcă a devenit altfel, nu știu de ce. Deci, și nu e periuța asta. Eu vreau să vă spun, chiar dacă n-a fost o întrebare adresată în mod direct, ați făcut un comentariu pe care aș vrea să-l completez. De ce s-a plecat, de ce din anumite poziții care erau foarte importante? Eu spun cu tărie un lucru pe care l-am văzut din momentul în care s-a instalat primul guvern PSD-ALDE, Sorin Grindeanu, și după aceea, sigur, politica promovată de domnul Dragnea și de domnul Tăriceanu este nu distrugătoare, ci autodistrugătoare. Nu am fost de acord cu principii, nu am fost de acord cu multe lucruri care s-au întâmplat acolo. Cred în continuare că mai devreme sau mai târziu, ceea ce vor să promoveze va exploda și probabil că va fi dăunător, în primul rând, pentru domniile lor. Ca atare, nu puteam, pentru o anumită funcție, să stau alături de oameni care au viziuni diferite. Asta a fost, am renunțat pentru oameni și pentru principiile pe care eu le am și care nu se suprapuneau cu principiile pe care dânsii le promovează. Eu sper că în această perioadă, pentru că s-au mai schimbat lucruri, nu l-ați mai văzut pe domnul Dragnea la televizor, la tablă, să spună cât de frumos e programul de guvernare, a lăsat-o un pic așa mai jos. Nu e adevărat, domnul Constantin, vă anunț pe această cale că domnul Dragnea a fost în concediu, nu cală
lăsat-o mai jos. Nu e așa. Și facem un pariu, că în următoarele două zile maxim, domnul Dragnea, dacă nu cumva chiar și astăzi, sigur la televizor, aș să ne spune cum duduie economia și cum suntem țara atractivă. Eu aș fi foarte încântat. Vă referiți la cel mai mare deficit export-import în domeniul agriculturii, probabil. Nu știu, deci în momentul în care acum, n-am ce să vă fac, dar în momentul în care, iertați-mă, și a fost și ministrul agriculturii, sunteți cunoscut ca asta, în momentul în care îmi spune premierul Tudose în ședința de vineri de guvern, da, și felicitări domnului, da, am reușit să atragem toate fondurile europene pentru agricultură, în valoare de 2 miliarde și ceva. Da, da, sunt și eu zic, băi, eu eram aici în direct și zic, alo, dacă subvenția e fond european, e gata, ne-am scos. Bun. Dincolo de asta, întrebarea mea mai avea o chestie. Pentru că apariția și lansarea oficială, cumva, a partidului dumneavoastră, a avut loc într-un moment în care deja au început să murmure anumiți nemulțumiți și într-un moment în care se apropia o moțiune de cenzură, un fel de moțiune de cenzură, cumva, a PSD-ului împotriva propriului guvern. A fost culmea toată această poveste. Dincolo de asta, ce am observat, cei care n-au stat în front de la PSD, n-au fost certați pe față de domnul Dragnea. Și aici aș vrea să comentăm, că e foarte important. Și o să vedeți de ce. Cei care au stat în front de la ALDE au fost bălăcăriți de domnul Tăricianu. Mă refeream la domnul Borza, da? De ALDE e și mai mare și își permite să piardă. Da? Așa e? Cred că da. Bun. Acum, și vă întreb, domnul Constantin, că aici este discuția. Cei nemulțumiții din PSD, și aici mă refer la cei care contează în Palatul Parlamentului, în eșichierul politic, nemulțumiții din PSD au avut, sau au în dumneavoastră, o cale, un refugiu, da? O ușă deschisă, da? În frunte cu cine? Cu domnul Ponta, care a fost anti-Dragnea de la bun început, că au fost mai soft, așa, declarațiile. Bun, dumneavoastră, dincolo de declarații de politicieni, las că o să vedem, o să anunțe Ponta și așa mai departe, cu siguranță ați avut discuții cu domnia sa. Vine întrebarea cu subiect și predicat. Vine Ponta la dumneavoastră sau nu? Eu vă răspund la întrebarea aceasta și după aia, dacă îmi permite, să extind puțin spectrul întrebării dumneavoastră, pentru că aș vrea să vorbesc și de PSD, nu vreau, și poate că ar fi bine să încep cu asta. Eu am foarte mulți prieteni în PSD. Acolo eu când critic actuala guvernare, critic direcția pe care o imprimă domnul Dragnea și domnul Tăricianu. Nu neapărat tot PSD-ul, sunt foarte mulți oameni buni acolo, care ar putea fi oricând miniștri, care ar putea fi oricând lideri, dar care, din păcate, merg cu valul către care, sau pe care îl propagă domnul Dragnea, și asta cred că asta e o problemă. Nu vreau să intru foarte mult ce se întâmplă în celelalte partide, dar, sigur, lucrând 7 ani de zile cât am fost lider al PC și după aceea ALDE, cu ei s-au creat anumite prietenii, anumite legături. Vă mărturisesc că n-am sunat pe nimeni să spun, domnule, haideți la Pro-România. E un proiect pe care noi vrem, împreună cu domnul ministru Câmpeanu și ceilalți colegi, vrem să-l construim ușor și pe principii corecte. Știți, și o casă, dacă o faceți repede, începe să crape pe colo, pe colo. Noi avem niște obiective. Primul obiectiv este reprezentat de alegerile europarlamentare din anul 2019, după aceea, sigur, prezidențiale, locale și parlamentare. Deci vrem, avem această perioadă. Eu nu exclud ca până la alegerile europarlamentare să se mai întâmple lucruri și să fie nevoie de un grup parlamentar solid care să reprezinte ceva în Parlament. Și aici ajung la întrebarea dumneavoastră. N-am sunat pe nimeni, dar pot să vă spun, având aceste conexiuni și în PSD și în ALDE și în alte formațiuni, că sunt foarte mulți nemulțumiți. Sunt foarte mulți oameni care ar schimba mâine ceva. 1. 2. În momentul de față, majoritatea PSD-ALDE nu mai există. Fără UDMR sau fără minorități, nu ar mai putea să-și treacă legile. Dacă mai pleacă și câțiva oameni de acolo, sigur că lucrurile sunt într-o anumită zonă, acată există acest parteneriat scris sau nescris cu UDMR-ul. Ajung și la domnul Ponta. Îl cunoaște și dumneavoastră și cred că toată țara îl cunoaște foarte bine. Este o personalitate politică. O decizie vis-a-vis de viitorul său politic nu poate fi anunțată de către mine, nici măcar de domnul Câmpeanu sau de altcineva. Trebuie și așa e normal să fie anunțată de domnia sa. Eu ce am spus public, am spus că din discuțiile, ceea ce pot să spun, discuțiile pe care le-am avut cu domnia sa, la începutul lunii septembrie își va anunța viitorul. O certitudine există, viitorul dânsului nu mai este în PSD. Nu mai este membru PSD, a fost exclus printr-o decizie directă sau indirectă, cum vreți dumneavoastră să o interpretați, și atunci își va anunța, mă bucură foarte tare ca prieten, pe de altă parte,
că va dori să facă politică în continuare. Mergând prin țară foarte mult, văd că există o aderență și lumea se raportează la modul plăcut la domnia sa, mai ales când se gândesc că a fost prim-ministru într-o perioadă bună după guvernarea Boc, știți foarte bine, a început creșterea economică, a început să dea înapoi pensiile și salariile, a scăzut TVA-ul la produsele agroalimentare și după aia TVA-ul general, deci s-a creat o mare așteptare și o mare speranță. De asta cred eu că revenirea domnului Ponta în prim planul politicii va fi un câștig extraordinar. Mă bucur că va face politic. Dar viitorul trebuie să-l anunțe singur, având în vedere personalitatea domniei sale. Total de acord. Nu l-anunță domnul Constantin, l-anunță domnul Ponta. La noi început știm, de septembrie. Noi îl știm, dar, nu vreți să-l spuneți. Nu că nu vrem, nu putem. Domnul Ponta să spună. Așa e corect. Nici măcar mie, așa, mult mai...